Așa că mai urmează ora 10 și 22 de minute în seara asta, nu? 22 și 22 și 22 de secunde și uite așa o luăm brasna. Da. Azi e palindrom, 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 da. Deci la 22 și 22 de minute și 22 de secunde. E perfect. Pe 22 a 2 a 2022. Dar ce ți-a zis doamna? Ți-a zis ce? Că da, trebuie să fim optimiști, să ne concentrăm, da. E despre emoții, să fim foarte atenți cu cine ne asociem. Azi, da? Astăzi, da. Și, și să gândim pozitiv. Mm-hmm. Și, da. Bravo. Păi, eu... Bine, hai că urmează să stric eu acest sentiment și sigur că sunt necesare câteva explicații. Ia să auzim. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege cu o largă majoritate pentru, o să auziți voi, desființarea Serviciului de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, SIJ. Dacă mai țineți voi minte acum 3, 4, 5 ani, ce scandaluri, ce manifestații, ce... Fiecare an a fost scandal pe tema. Dom'le, cu SIJ ăsta, SIJ a fost secția specială, cum se spune. A fost o secție înființată la parchetul general, când la care au venit niște procurori, unul dintre ei și a ajuns la Curtea Constituțională, în timpul domnului Dragnea, readuc și eu aminte oamenilor ce cum a fost, și care au luat niște atribuții de la DNA și au zis, băi, DNA-ule, nu mai investiga tu pe judecători și pe procurori că faci șantaj asupra lor dacă investighezi. Lasă că investigăm noi, că noi nu facem șantaj. S-a zis atunci, dom'le, da, ce DNA-ul poate să arbitreze, să dea cu capul? Păi nu, că tot procurori sunt și ăștia, doar că DNA-ul avea competențe și specializare. În fine, s-a luat de acolo și de ani de zile clasa politică să luptă să desfințeze SIJ, că asta a fost una dintre cerințele organismelor europene. De asta ne-am certat, de asta a picat guvernul, guvernele Dragnea, de asta a ieșit lumea și de asta a ieșit lumea în stradă. Și în sfârșit s-ar zice, domnule, s-a făcut dreptate. Doar că să e ca, știi, era bicicletă, nu era volgă și s-a luat, nu s-a dat. Cam așa suntem și cu SIJ-ul, să vă explic. Deci, într-adevăr, se desfințează acest SIJ, nu mai există ca atare, doar că nu se întoarce în situația anterioară la DNA, ci din 4 sau nu știu câți erau acolo, undeva între 4 și 10 procurori, se fac acum 40 de procurori care sunt răspândiți prin întreaga țară. Așa, transformare. Da, 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 e cum e transformare prin desfințare prin întărire, aș zice. Și oamenii ăștia vor fi în subordinea parchetelor de pe lângă curțile de apel. Deci nu mai e o secție, cât un cetățean sau mai mulți pe la curțile de apel, pe la fiecare tribunal, parchet de pe lângă tribunal, care se va ocupa cu chestiunea asta. Deci va fi unul pe județul Vrancea, unul pe București, unul și așa mai departe, câte unul pe aici. Cred că vor fi 40 de toți. Și oamenii ăștia vor face ei dosarele alea. E foarte interesantă și modalitatea de alegere a lor. Va fi prin numire, nu prin concurs. La DNA se dă concurs, adică trebuie să ai niște calități, aici te numește cineva. Dar înainte, fiți atenți, se cere un fel de patalama sau un fel de notă de bună purtare de la toți cei din breaslă, adică de la judecători, procurori și avocații care activează în zona respectivă, în județul respectiv, să spună dacă omul acela are o probitate profesională și morală, astfel încât să aibă capacitatea să ancheteze astfel de cazuri. Adică cumva îl vor vota colegii lui, dacă vrei. E bun. E și asta un sistem, că eu zic că așa, că și noi aici, dacă am vrea să facem dreptate în redacție, tot pe cel mai bun l-am alege, nu pe cel mai prost. Da, depinde câtă dreptate vrem să facem acum, știți cum e aici. Și așa s-a desființat prin mărire și prin împrăștiere, ca să știți acest lucru. În fapt, ca să punem lucrurile la punctul lor, nici o secundă PNL și PSD nu și-au dorit ca în realitate lucrurile să desfășoare în situația anterioară. Mulți dintre voi o să zică ce e prost în situația asta. Păi, e prost că anchetele astea vor fi făcute de niște procurori a căror specializare nu este în faptă de corupție. Un alt lucru prost o să vi-l arăt prin comparație. Dacă atâta vreme cât DNA a avut atribuții legate de aceste infracțiuni de corupție, că ele nu sunt de persoană, ele sunt de corupție, deci de actul de corupție, că dacă un judecător, nu știu, dă două palme cuiva sau face un accident de mașină, nu e investigat de DNA. E vorba de cert de corupție. DNA, în anii săi, a făcut, mă scuzați, 160 de dosare
de corupție, dintre care cred că 130 și ceva s-au și soldat cu, cu condamnări. Au fost și achitări, multe dintre ele pe deciziile Curții Constituționale. De când dosarele astea sunt la SIJ, nu a existat niciun dosar de corupție în ultimii 4 ani. Ceea ce înseamnă... S-a fi curățat țara de corupție. Aia, că bă, și de corupție. Nu știam cum să trag eu concluzia asta. Și iată că s-a rezolvat. Deci asta este diferența. Știu că nu se mai vorbește, știu că e ultima problemă, dar am zis totuși, hai să vă povestesc că... Păi chiar că nu prea se mai vorbește. Nu se mai vorbește. Te auzeam în fiecare zi. Avem alte probleme, s-a trecut. Dar ca să știți, am ajuns iarăși, sau o să ajungem, că în curând vom ajunge exact cum era pe vremea lui Adrian Năstase. Deci, acolo. Eu, unul, zic, păi, DNA cât a fost la Chioveși și la Morar, sunt convins că au fost și greșeli, ca peste tot. Dar nu îndrepți o greșeală cu alte greșeli. Și aici, cunoscându-i pe politicienii din România, îmi dau seama exact ce vor să facă. Dacă la finalul acestei perioade o să prezentați o curățenie nemaipomenită, o să fiu primul care o să zic, bă, nu știu, m-am înșelat, ia uite, merge treaba brici. Mulțumim, Cătălin, pentru comentarii, te așteptăm mâine alături de noi.